Astăzi ni se pune și trebuie să răspundem la întrebarea capitală a existenței: cine crezi tu că este Isus? Evanghelia lui Marcu ne prilejuiește reîntâlnirea cu Isus, foarte ocupat ca de obicei, interacționând de asta dată cu oamenii din nordul țării. Ca bun evreu, frecventa sinagoga oriunde s-ar fi aflat. Dorea atât să se închine lui Dumnezeu, cât și să fie în mijlocul oamenilor. În Nazaret fiind, cuvintele, lucrările și minunile sale au pus în uimire poporul din cetate, dar ei tot nu puteau crede că el era Mesia. Respingerea lor l-a întristat pe Isus, care s-a mirat foarte mult de necredința lor. Unii însă au crezut că el era Mesia. Apoi Isus i-a trimis pe ucenicii săi într-o primă misiune cu mesajul pocăinței și le-a dat putere de vindecare și autoritate asupra duhurilor necurate, astfel încât să fie clar că mesajul lor era de la Dumnezeu. Duceți lumina, le-a spus Domnul. Sunt vremuri grele. Fiți total dependenți de Dumnezeu. El va avea grijă de voi câtă vreme căutați oile pierdute ale casei lui Israel. Și mulți oameni s-au întors la Dumnezeu din păcatele lor. Vedeți, în ce-l privește pe Isus, din totdeauna au fost și vor fi doar două feluri de oameni. Cei ce cred că El e Fiul lui Dumnezeu, Mesia, și cei ce nu cred asta despre El. Tu, în ce categorie te găsești? Pentru că fiecare trebuie să știm unde ne plasăm și de ce. Vestea despre popularitatea și lucrările lui Isus a stârnit uimire și controverse între oameni. Unii ziceau că este Ilie, alții că era doar ca unul din prorocii în vechime. Împăratul Irod însuși, care aflase și el despre puterea învățăturii și minunilor lui Isus, avea și el o părere. Mântuitorul era Ioan Botezătorul înviat din morți. Probabil că nu putea uita și nu-și putea ierta omorârea acestuia. Ioan denunțase curajos păcatul din viața lui Irod, faptul că trăia în adulter și incest cu soția fratelui său. Asta a mâniat-o foarte tare pe femeie, Irodiada, plănuind de atunci să-i închidă gura lui Ioan. În mod laș, Irod a consimțit la acel plan, deși împăratul asculta cu plăcere mesajele acestuia, și în cele din urmă femeii i s-a adus capul botezătorului pe o farfurie. După o vreme, când ucenicii s-au întors la Isus cu o sumedenie de istorii din călătoriile lor misionare, Domnul a vrut să meargă împreună cu ei într-un loc mai liniștit. Dar mulțimile care urmăreau au văzut că luaseră o corabie să traverseze lacul și au venit și ei mergând de-a lungul țărmului la locul unde se opriseră Mântuitorul și ucenicii săi. Te-ai gândit că Isus va fi frustrat văzându-i, dar în loc de asta el i-a privit pe oamenii aceia cu multă compasiune. Erau ca niște oi fără păstor. El era și este singurul păstor adevărat. Așa că le-a ieșit înaintea nevoilor spirituale întâi și le-a dat învățătură, apoi s-a îngrijit și de nevoile fizice și a hrănit, din nou miraculos, dând hrana celor mii de oameni, cu doar 5 pâinișoare și 2 peștișori. Cred că pentru mulți dintre oamenii aceia va fi fost pentru prima dată când au mâncat pe săturate. Cât despre ucenici, citim în versetul 52 din Marcu 6, aflăm că au rămas uimiți și înmărmuriți că își nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.